Pe parcursul celor 34 de panouri este explicat rolul fortificațiilor în Europa, prin ce se aseamănă și prin ce se diferențiază în funcție de specificul fiecărei țări. Cel mai important atribut al unei fortărețe este acela că apără orașul și chiar îl poate controla, dispunând de toate construcțiile necesare unei existențe autonome. Datorită faptului că anul 2007 a fost declarat anul Vauban, în cadrul vernisajului s-a marcat personalitatea lui Sébastien de Vauban, inginer militar care a construit fortăreața orașului Lille. Experiența sa este adunată într-o lucrare editată la Paris în anul 1689, în care se expun principiile care stau la baza construirii unei fortificații. Pentru meritele sale a fost recompensat cu titlul de Mareșal al Franței în anul 1703. Expoziția care s-a deschis astăzi la Muzeul de Istorie este una foarte interesantă, realizată în cadrul arhivelor Departamentului de Nord din Franța și prezintă o evoluție a orașelor fortărețe din Europa, în special din Franța. Este o prezentare foarte detaliată a ceea ce a însemnat orașul fort în Europa și apoi dezvoltarea sa în funcție de dezvoltarea armelor de foc, trecând ulterior prin decăderea acestui sistem de apărare până la revenirea lui în atenția publicului datorită restaurărilor făcute în anii 80 în Franța. Această expoziție a ajuns la noi datorită unui parteneriat cu regiunea de nord din Franța. Muzeul nostru prezintă acolo expoziții și cei din Franța trimit la noi aceste expoziții. Expoziția este realizată de arhivele Departamentului de Nord Franța și va putea fi vizitată până pe 25 iulie. Textele sunt în limba franceză, dar reprezentanții muzeului au pus la dispoziție și traducerea în limba română pentru vizitatori.